Raionul Glodeni s-a ales cu 600 de pui de fazani de 9 săptămâni. Asta după ce Asociația Vânătorilor și a Pescarilor din regiune a cumpărat păsările din Europa. Acest lucru se face anual pentru a popula terenurile fondului cinegetic. Ei au fost aduși din Ungaria, unde au fost plasați într-un mini crescătorie de improvizat pe 150 de metri pătrați, care mai apoi vor fi repartizați pe terenurile fondului cinegetic din raion. La moment, pe teritoriul raionului Glodeni este nevoie de o repopulare cu fazani pentru mulțirea și creșterea eficientă a faunei și florii. Vânătoarea va fi permisă ieșind din prevederile legale conform legislației în vigoare. Cu aproximativ 3 decenii în urmă, fazanii se înmulțeau pe teritoriul țării noastre. Acum însă vânătorii sunt nevoiți să cumpere de peste hotare puii și să-i aducă în pădurile de la noi. Мы же общество охотников рыболов, а для того, чтобы надо насыщать, для того, чтобы интерес появлялся в охотника для охоты. Выпускается фазан за наши же деньги, мы покупаем его, мы за это платим, привозим, все это расходы. На каждого фазана в пределах нужно 2 метра, квадратных метров на каждого фазана. И через 7 дней мы его в пределах выпускаем. Выпускаем в свободных тех зонах, где у нас есть кормушки, мы там тоже строим кормушки, Vânătoarea fazanilor este permisă doar după ce se face evidența acestora. Potrivit vânătorilor, dacă mai mulți ani ar renunța la aducerea acestor păsări de peste hotare, specia lor ar putea dispărea. Este procent care допускається к отстрелу. Не отстреливается все, когда петух поет. Ну, это потому что у них есть по весне это брачные, ну, как бы песни его. И вот он поет. Если вот мы идем по линии, да, вот, ну, это, который, где мы проводим это учет численности, и поет петушок. Все, мы понимаем, в этой точке, ну, где он поет, там у него рядом где-то как 2-3 курицы. În acest an, fazanii au fost aduși și în alte raioane din nordul țării, la Sângerei, Drochia, Florești, Fălești, Râșcani, Briceni și Bălți. Un pui de fazan costă aproximativ 10 euro.